говорите, да, что это ручья Библии, там что-то что-то, да? А вопрос к этого идеи несколько ручей историка, сейчас русскую месте импортан ставим еще перспектива историка. А потом вам абордат ручья догматика, сейчас будет че, если отчасто не че старый, и че стремится, потому что доктрина. Шаком facem un pas mai departe și vorbim despre teologia sistematică. Teologia sistematică are un scop clar, acela de a produce linii călăuzitoare, normative, privind realitatea spirituală pentru generația prezentă. Teologia sistematică organizează materialul revelației pe subiecte, topic și logic, dezvoltând o perspectivă generală, coerentă și comprehensivă pentru direcția supraviețului. Deci, cu alte cuvinte, teologia sistematică este cea care preia materialul furnizat de teologia biblică, da? Învățătura, de exemplu, despre Dumnezeu din Sfânta Scriptură, armonizează această învățătură sau o prezintă coerent și apoi o prezintă cum a fost ea transmisă mai departe în istoria creștinismului. Și pune un accent pe limbajul articulat, un limbaj coerent la soartă. Teologia sistematică sumarizează așadar adevărul pe o temă, arată în felul acesta unitatea Bibliei, pentru că Biblia nu se contrazice, sau cum spunea Luther, Biblia se explică cu Biblia, analizează perspectivele asupra subiectului avut în vedere în demersul timpului, prin studii biblice și extra-biblice, și apoi îl prezintă într-un limbaj sistematizat și actual. Teologia sistematică reprezintă încercarea creștinului de a pune în ordine învățăturile Sfintelor Scripturii, aranjându-le logic pentru o înțelegere cât mai clară a relațiilor dintre aceste învățături. Înțelegerea noastră asupra unor subiecte, precum doctrina despre persoana lui Iisus Hristos, despre umanitate și divinitatea lui, doctrina despre Sfânta Treime sau despre ființa omului, capătă sens și claritate atunci când este prezentată în forma aceasta sistematizată. Doctrina este totdeauna subordonată Scripturii. Doctrina nu este un stăpân asupra Scripturii și am putea să spunem că este un sclav al Scripturii. De ce studiem teologia sistematică? Pentru că mintea omului este formată în așa fel încât să rețină adevărurile prezentate sub formă sistematizată. Duhul Sfânt care a vegheat la scrierea și la transmiterea Bibliei nu a dictat efectiv cuvântul lui Dumnezeu scriitorilor. Da? Și nici nu a prezentat mesajul biblic în forma aceasta sistematizată. Avem, să spunem, un capitol al dragostei în Scriptură. Avem un capitol al credinței în Scriptură. Dar, de regulă, învățătura creștină este răspândită în întreaga Biblie. Ei, teologia sistematică preia învățătura din toată Biblia și o aranjează sub formă sistematizată, tocmai pentru a fi mai bine reținută. O mare parte a Bibliei conține narațiune, relatarea evenimentelor, așa cum le-au văzut cei care le-au scris sub influența Duhului Sfânt. Ca analogie, putem să ne gândim la o pădure în care Dumnezeu a plantat diferiți copaci. Dumnezeu i-a plantat nu într-o ordine științifică. Nu i-a plantat pe sus și pe categorii, ci i-a plantat acolo și vedem pădurea că e frumoasă de la distanță. Ne bucurăm de umbra ei. Dar teologia sistematică nu face altceva decât să clasifice, să facă categorii. Asta e categoria strijarului, asta e categoria falului, să putem să înțelegem mai bine. Deci, teologia sistematică încearcă să grupeze învățăturile biblice în astfel de sisteme pentru beneficiul creștinului care manifestă interes pentru credința lui. Deci, teologia sistematică este de folos pentru cei care manifestă interes pentru subiectul teologiei.
Teologia sistematică prezintă discuțiile doctrinare pe asupra unui subiect și este precedată de teologia biblică. Este necesară pentru înțelegerea doctrinelor biblice. Aspectul practic al înțelegerii coerente a doctrinelor este că în acest fel ajungem să ne maturizăm în credință. Da? Cunoaștem ce spune Biblia despre un anumit subiect. Și suntem feriți de a aluneca în învățături greșite. Și la rândul nostru putem să-i ajutăm pe alții care sunt depărtate Scriptura să revină la învățătura sănătoasă. Printre elementele esențiale teologiei sistematice, amintim credința în inspirația supranaturală a Bibliei, în infailibilitatea Bibliei, în revelația lui Dumnezeu și ieri am vorbit despre revelația lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu s-a revelat și a creat în om capacitatea să poată să perceapă revelație și îl cunoaștem pe Dumnezeu doar în măsura în care El alege să se descopere. Înțelegem de asemenea, studiind teologia, că suntem limitați în cunoaștere și cu cât ajungem să cunoaștem mai mult, trebuie să fim mai smeriți. Narațiunea biblică nu este o relatare a unor evenimente antice fără relevanță în prezent, ci aceste lucruri s-au întâmplat lor, spune Apostolul Pavel, ca să ne servească nouă drept învățătură. Doctrina stabilește modul corect de interpretare acestor evenimente din Sfânta Scriptură. De exemplu, pentru Apostolul Pavel, moartea lui Hristos a însemnat și moartea noastră, împreună cu El, față de păcat. Dar citim în Romani, în capitolul 6, că noi am murit împreună cu Hristos. Nu doar că am murit, am fost îngropați împreună cu El. Nu doar că am murit și am îngropat, am fost îngropați, dar am înviat o viață nouă împreună cu Hristos. Astfel că istoria Lui devine istoria noastră. Ne modelează, ne definește și ne întregește perspectiva asupra vieții omului. Concluzionăm afirmând că doctrina este asemănătoare cu un pod care face legătura peste timp între noi și Hristos. Sau putem să spunem că este o intersecție care intersectează viața lui Hristos cu viața noastră. Și o întâlnire din asta, a noastră cu Hristos, este o întâlnire care ne transformă. Ne oferă înțelegere în a ne cunoaște istoria noastră prin istoria Lui. Ajungem să ne cunoaștem, cum spuneam, cunoscându-L pe El, pe Domnul Iisus Hristos. Ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl tot prin intermediul Domnului Iisus Hristos. Cum care sunt părțile componente ale teologiei sistematice? În general, aproape orice manual de dogmatică atinge următoarele capitole, pe care ulterior o să le dezvoltăm acum doar de bibliologia, care e doctrina despre Cuvântul lui Dumnezeu, teologia fundamentală, care e învățătura despre persoana lui Dumnezeu, angelologia, este doctrina despre îngeri, antropologia, doctrina despre om, soteriologia, doctrina despre mântuire, ecclesiologia, doctrina despre biserică și eschatologia, doctrina despre lucrurile de pe urmă. Deci acestea sunt capitolele din fie că luat carte de teologie sistematică, teologie creștină a Millard Erickson, fie că luat carte de teologie sistematică al Wayne Bruden, vedeți cam fiecare prezintă din punctul lui de vedere, dar cam acestea sunt capitolele pe care se dezvoltă discursul teologic. Spuneam că una dintre primele cărți care a fost tradusă în limba română de teologie a fost Prelegerea de teologie sistematică de Henry Clarence Thiessen. Și în cartea lui Thiessen se merge tot cam pe același model. L-am întâlnit pe un cunoscut teolog pentecostal, pe Amos Ian, care spuneam că a fost anul trecut la serbarea noastră de absorbire. Și el acum lucrează la o carte de teologie, dar interesant este că el începe teologia nu în modul acesta în care am prezentat capitolele, ci începe teologia cu eschatologia.
învățătură despre lucrurile de pe urmă. E puțin atipic, pentru că de regulă învățătură despre lucrurile de pe urmă e cuprins al ultimul capitol al cărții. Dar el începe în felul acesta pentru că el spune că oamenii sunt interesați de ce se întâmplă acum în vremurile de pe urmă. Și din punctul ăsta de vedere, el începe teologia lui cu eschatologia și apoi cu lucrarea Duhului Sfânt. Nu e o normă, nu e o obligativitate cum să fie structura, ce capitole să fie abordate. Dar astea sunt, fie că sunt prezentate în ordinea în care le-am prezentat, fie că sunt prezentate și eu aleatoriu, astea sunt capitole prinse într-o carte de teologie. Eu l-am prezentat în forma aceasta pentru că aceasta este forma în care o să studiem teologia sistematică mai departe. În anul 2, în semestrul 2, vom studia spiritualitatea penticostală, pentru că suntem penticostali, să vedem ce ne definește că noi ca penticostali. Și apoi, începând din anul 3, din primul semestru, să începem cu bibliologia, cu teologia fundamentală, apoi în semestrul al doilea cu antropologia, angelologia și după aceea cu soteriologia și așa mai departe. Bun, aceste doctrine sunt cele mai scoase în evidență în Sfânta Scriptură. Ele s-au bucurat de atenția teologilor de-a lungul istoriei bisericii, chiar dacă în anumite perioade istorice accentul a fost pus asupra anumitor doctrine specifice. De exemplu, spuneam că în secolul al IV-lea accentul a fost pus asupra Cristologiei, în secolul al XVI-lea asupra justificării prin credință. În primii 500 de ani de istoria creștinismului s-a accentuat doctrina despre Dumnezeu. Au fost erezii învățăturii greșite privind Sfânta Trăime, privind dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, umanitatea, divinitatea Lui, privind relațiile de coordonare și de subordonare din cazul Sfintei Trăimi și așa mai departe. În ziua de astăzi, ce ar trebui accentuat? Am spus că în secolul al XX-lea, datorită dezvoltării mișcării penticostale, s-a pus accentul pe lucrarea Duhului Sfânt. Deci asta e, în general, doctrina care a fost, zic eu, scoasă de la naftalină, a început să fie studiată mai atent și este adevărat că s-a pornit într-un fel de la aspectul Bibliei, pentru că în școala, în seminarul de la Topeka, din Kansas, studenții au început să studieze Cartea Faptele Apostolilor și au ajuns acolo la Fapte capitolul 2, la ziua 50-mi și au zis că dacă s-a întâmplat atunci, atunci trebuie să se întâmple și acum. S-au rugat și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și după aceea a avut loc trezirea spirituală din, de la Asusa Street. Deci s-a pornit de la Biblie și apoi s-a dezvoltat învățătura, practica, privind lucrarea Duhului Sfânt. Eu cred că noi ar trebui să o ținem tot pe direcția asta, și acum. Deci nu doar să zicem că la începutul secolului al XX-lea a fost o învățătură importantă, și acum trebuie păstrat echilibru între carisme și învățătura creștină, în general. Poate că un aspect important pe care trebuie să-l avem în vedere este cel al implicării sociale. Trebuie să fim puțin mai sensibili, că se pare că noi ne-am izolat de societate, ne simțim bine, devenim într-un fel egoiști, adică spuneam că discutăm între noi cum te-ai simțit la biserică, m-am simțit bine, a fost har, nu m-am simțit bine, nu a fost har. Deci totul să fie pentru noi. Dacă avem un pastor în biserică, el să predice bine, noi să-l ascultăm și dacă nu predică bine, îl criticăm, dar totul e pentru noi. Și pierdem imaginea de ansamblu, stai puțin să ne detașăm un pic, lumea asta are nevoie de noi. Are nevoie să audă Evanghelia, are nevoie să vadă Evanghelia trăită. Sunt atâția sărași care au nevoie de ajutor, de o mână întinsă. Deci eu cred că
puțin ne-am izolat, ne-am detașat, adică acolo e lumea păcătoasă, aici suntem noi și noi cântăm Vino Doamne Iisuse cât mai curând, într-un mod oarecum egoist, că invităm pe ceilalți, dacă vine Domnul Iisus, ea sunt pierdus pentru totdeauna. Și devenim noi, între noi, foarte pretențioși, cum zicea în Vechiul Testament, unul dintre profeții despre Israel, că s-a îngrășat și acum dă din picioare, cam așa ajungem și noi. Și devenim pretențioși și nu ne mai place cum să cânt, că nu ne mai place cum să predică. Mai bine stăm acasă și pe internet urmărim o predică bună, și, dar nu poți să ai contact cu sticla, cu ecranul, trebuie să vezi oameni, să dai mâna cu ei, să ai coartășie, să mai zici sus. Poate că asta, pe lângă învățătura despre lucrarea Duhului Sfânt și practicarea acestea, poate că și ăsta e un lucru care trebuie avut în vedere. Și implicarea bisericii în viața. Vedeți că lucrul acesta îi împiedică și pe cei de afară să intre în cercul nostru restrâns? Păi dacă, de exemplu, vine un om necredincios, un om nepocăit și pătrunde printr-un context la împrejurări, vine un om și se așează bietul de el pe un capăt de bancă. Și vine un frate mai pus pe scandal și zice, ia ridică-te de acolo, că acolo e locul meu, că eu dătând vin aici la biserică. Stau aici. Omul ăla nu mai prinde Domnul la biserică. Deci aici trebuie să avem în vedere comunitatea să fie una caldă. Deci vine un om necredincios să se simtă bine primit. Am văzut în Occident, de exemplu, toți zâmbesc. Deci că sunt fericiți, că nu sunt fericiți, toți zâmbesc. Te duci la magazin, vânzătoarea zâmbește. Chiar dacă mergi la un magazin de haine și vin clienții și aruncă hainele și viața de aia trebuie să se aplice, să ia fiecare haină, pantalon, să-l pună pe unele și așa. Dacă vorbești că zâmbește, deci toți zâmbesc. Eu întrebe din asta de circunstanță, afișat, nu spune exact ce nu. S-ar putea ca la fel să se întâmple și între noi, să zâmbim și noi, dar să fie ceva fals. Dar noi ne-au nevoie de ceva de detalii. Ar trebui să folosim orice ocazie pe care o avem să chemăm cu oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Dar, după cum spunea unul dintre nevitorii creștini, folosește proclamă toți de oameni Evanghelia și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Deci Evanghelia trebuie proclamată cu viața. Și atunci când e ocazia, dacă e nevoie să întregești argumentul vieții, atunci folosește și cuvinte. Am întâlnit și perspectiva asta pe care nu o consider bună, care spune că e suficient doar să fii un exemplu bun, nu trebuie să vorbești despre credință. Doar să fiu un exemplu bun și după aceea oamenii văd și asta îi influențează. Eu înțeleg că trebuie să le folosim pe amândouă. Mărturia vieții împreună cu cuvintele. Că Domnul Iisus a trăit cea mai sfântă viață. A fost viața trăită la superlativ. Dar n-a spus niciodată, eu ați văzut doar viața mea și asta e suficient. A proclamat Împărăția lui Dumnezeu, i-a învățat pe oameni, a reinterpretat legea Vechiului Testament, când a zis, vi s-a spus, dar eu vă zic. Deci cele două merg împreună. Și mărturia vieții cu cuvintele. E mai trist când te punem numai o mărturie verbală și viața noastră morală sau viața noastră de credință, un eșec total. Deci asta e tragedie. Și probabil că și voi cunoașteți situații din astea, când avem o persoană plină de râvnă să mărturisească, să spună despre Domnul Iisus, dar nu sunt un exemplu bun în cerc apropiat, în familie sau în biserică. Aduceți aminte de discuția de ieri sau de alte cu profesorul Pom. Când vine câte o soră din asta, plină de zel, că vrea să facă evanghelizare. Și o să uită la ea cum arată familia ei, că e neîngrijită și cerută. Și fă-ți întâi evanghelizare în familia ta și spală hainele soțului tău și după aceea te gândești la Bun. Deci,
teologia sistematică în care aceste capitole enumerate anterior și avem nevoie de studierea teologiei sistematice. Iată câteva motive pentru care teologia sistematică este importantă. Teologia sistematică este necesară datorită instinctului de organizare a intelectului uman. Spuneam că noi suntem învățați să reținem informația sub formă organizată a cunoștințelor. Teologia sistematică sistematizează învățăturile Bibliei. În al doilea rând, trebuie să cunoaștem teologia sistematică, să putem să proclamăm învățăturile teologiei, în special în contextul pătrunzător al necredinței din zilele noastre. Perioada actuală este caracterizată de mare necredință. Europa a alunecat într-un neopodenism și România mai e privită, unii numesc Europa, Coreea de Sud, România, Coreea de Sud a Europei. În Coreea de Sud e o mișcare evanghelică, destul de puternică, cea mai mare biserică din postală acolo. Și așa e privită România, de către cei care sunt interesați totuși de aspectul credinței. Și vine vremea să plece de aici misionari, nu doar în Africa, să plece misionari în Europa. Prin faptul că s-au dus credincioși de-ai noștri în Spania, în Austria, în Italia, în Anglia, și și-au format biserici, deci prin faptul acesta se poate răspândi Evanghelia, adică nu se poate să folosească modalitatea aceasta, care pe de o parte este tristă, că sunt conaționali de noștri care își folosesc sana, dar Dumnezeu folosește ocazia asta ca să atingă cu Evanghelia pe cei care sunt neamântuiți să se pocăiască. Și sunt atâtea cazuri de români care s-au dus în Occident și au fost nepocăiți, au intrat în legătură la locul de muncă, pe șantier sau unde lucrau, au intrat în legătură cu credincioșii ai noștri, i-au chemat la adunare și până la urmă s-au convertit și ei. Auzisem sau am citit în viață una dintre nemulțumirile unui ierarh ortodox a fost tocmai aceasta. Credincioșii ortodoxi merg în Occident și intră în legătură cu sectanții și sectanții fac prozelitism și îi atrag de față de credincioși ortodoxi. Acum, dacă un credincios ortodox e ortodox la, și la propriu și la figurat, atunci el rămâne în credința care crede că e sănătoasă. Dar sunt atât credincioși doar cu nume. Și nu numai în bisericile ortodoxe, trebuie să recunoaștem că și noi avem credincioși care nu ne fac totdeauna cinste. Bun, proclamăm, înțelegem utilitatea teologiei sistematice, pentru că noi suntem structurați în felul acesta să reținem informațiile sub forma aceasta structurată. Datorită caracterului pătrunzător al necredinței noastre, studiem teologia sistematică. Și pentru a ne educa. Deci, ajungem să ne educăm, ajungem să gândim într-un mod logic, normal, coerent, cu învățătura Sfintei Scripturi. Teologia este o preocupare a celor care, într-adevăr, doresc să cunoască mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Corespunde unei nevoi profunde a spiritului omenesc și teologia caută cel mai înalt adevăr. Atât pentru viața morală și socială, cât și pentru dobândirea mântuirii. Teologia este cea care, prin formulările doctrinale corecte, aduce în fața fiecărei generații răspunsul Cuvântului lui Dumnezeu la frământările contemporane și reprezintă în același timp antidotul împotriva ereziei. Deci nu putem să ne opunem învățăturilor greșite dacă nu cunoaștem învățătura corectă. Ce am observat în diferitele
discuții pe care le-am avut cu martorii Mircova a fost faptul că ei încearcă să folosească un limbaj foarte sofisticat, mai ultra-teologic decât e necesar, tocmai ca să impresioneze pe oamenii care nu au o cultură teologică. Cu mai mulți ani în urmă, am fost vizitați acasă de două doamne de la Martorii lui Jehova. Eu nu eram în apartament, eu coborâsem și când m-am întors în casă, soția mea mi-a spus că au fost două femei de la Martorii lui Jehova și am zis, dar de ce nu le-ai spus să mai stea puțin și să discutăm? Au înțeles că, de fapt, au și ele perimetrul lor de făcut, au de vizitat nu știu câte case, nu știu câte străzi. Țin o evidență foarte clară. Și am coborât din bloc și erau vizabil de blocul nostru, erau căzător și m-am dus la ele și mi-a spus, am înțeles că a fost la mine în apartament, n-am fost în casă. Uitați, să vă invit să stăm puțin de vorbă. Am vorbit frumos, politicos. Și una dintre ele mi-a spus, domnule, nu putem să venim, că nu este teocratic să venim și să stăm de vorbă. Și am întrebat, bine, dar ce înseamnă teocratic? Și n-a știut să zic, a zis, e ceva așa, care vine de sus, ceva de la Dumnezeu. Și a zis, bine, dar ce are teocratia cu o discuție la un pahar de apă minerală și să stăm de vorbă? Și apoi am spus, uitați ce înseamnă teocrație. E un cuvânt confus, de limba îndreaptă. Teos Dumnezeu, Kratos putere. Ce are de-a face puterea lui Dumnezeu cu o discuție de-a noastră de discuție? Am discutat puțin cu ele, dar n-am putut să discut prea mult, pentru că ele, de regulă, când maturile lui Iacob își dau seama că stau de vorbă cu o persoană care mai are habar de Biblie, încet, încet își pregătesc foarte politicos retragere și spun, o să ne mai întâlnim, o să mai discutăm de la multe. S-a mai întâmplat o dată când eram foarte ocupat, construiam casa și au venit doi domni la mine, erau la poartă, m-am dus la ei, aranjat, la cravată, cu diplomatul în mână. Nu știu, credeam că sunt de la fisc, de la construcții, au venit inspector să vadă dacă am construit după plan. Și m-a întrebat unul, doriți să auziți o veste bună? Hai, când am auzit o veste bună, am știut cu cine stă. Și am întrebat, ce de unde sunteți, ce câți martori de Jehova sunteți aici, în orașul ăsta? I-am zis, acum nu prea pot să stau de vorbă, dar puneți mâna pe Scriptură, lăsați turnul de veche, puneți mâna pe Scriptură, citiți Biblia, studiați-o și după aceea mai discutăm. Și nu m-am mai întâlnit cu ei. Când am fost anul trecut în America, am avut puțin timp mai mult la cumnatul meu, eram o dată acasă singur și am bătut la ușă doi domni. M-au salutat. Cunoșteau, gazda-l cunoșteau pe cumnatul unde stăteam eu. M-am întrebat dacă nu e acasă, am zis că nu e acasă. I-am zis că eu sunt acum deocamdată în lipsa lui singură acasă și m-au întrebat ei, dar ați auzit de Biblie? Am zis că am auzit de Biblie. Și știți că în Biblie e scrisă rugăciunea Tatăl nostru? Știu că e scrisă. Și știți că acolo scrie sfințească-se numele Tău? Da, așa scrie. Și m-a întrebat, cum sfințiți numele lui Dumnezeu? Și am zis, păi când trăiesc așa cum scrie în Biblie, când îl slujesc pe Domnul Iisus, când sunt o mărturie bună, sfințesc numele lui Dumnezeu. Hai să nu așa se sfințește. Numele lui Dumnezeu se sfințește când îi spui pe nume. Și numele Lui este Jehova. Și așa trebuie să-i spui, că altfel nu-i sfințești numele. Și am zis, dar primul nume al Lui Dumnezeu în Biblie e Elohim. Nu? Bara Elohim, Dumnezeu a creat, e primul verset în Biblie. Apare formularea de Elohim, nu de cum. Nu, dar Dumnezeu s-a prezentat, cum s-a prezentat lui Moise, a zis că eu sunt ceea ce sunt și așa mai departe. În fine, am discutat puțin despre asta, am lăsat pe ei să spună
Ce eu le-am pus două întrebări. Prima întrebare referitor la dragostea față de aproapele. Am zis, Biblia spune, iubește-o pe aproapele tău ca pe tine însuți. Când iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, da, îl iubesc. Bine, și dacă are un accident și are nevoie de transfuzie de sânge, îi dai sânge? Păi nu avem voie, că Biblia nu ne dă voie. Unde scrie în Biblie că nu? Păi scrie în Vechiul Testament că sângele, viața stă în sânge. Păi da, e drept, așa e. Da, dacă citești corect, acolo e vorba de sângele animalelor. Adică eu pot să primesc și o găleată de sânge de vită, dacă am nevoie de A2, nu mă ajută la nimic. Și nu înseamnă că eu îmi pierd viața dacă eu dovedesc dragoste față de semenul meu, care trece printr-un necaz și îi dau sânge să poată să nu mă. Dacă ai un copil, am întrebat, aveți copii? Avem. Și dacă copilul tău are un accident și are nevoie de transfuzie de sânge, îi dați sânge sau nu îi dați? Nu-i dați. Încercau să evite răspunsul, pentru că e un răspuns dur să spui că nu salvezi viața copilului tău. Și la noi în țară s-a întâmplat, pe la Baia Mare sau undeva, a fost un caz din ăsta și am murit. Deci asta a fost prima întrebare. Și a doua întrebare a fost asta. Cine este Duhul Sfânt? Au spus, păi este forța activă a lui Dumnezeu. Unde scrie lucrul ăsta? Duhul Sfânt e lungitor. Uite ce spune. În Ioan capitolul 14, în Ioan capitolul 16, aveau Biblia cu ei. Pentru că nu, citește de acolo, citește de acolo. Ce înțelegeți prin să nu întristați pe Duhul Sfânt? Nu, o persoană poate să fie întristată. Nu o energie, nu o forță. Asta nu poate să fie întristată, da? E forța vântului, forța ioniană, e energia electrică, sunt untele radio, astea nu pot să le întristeze. Dar o persoană poate să fie întristată. Și am discutat și până la urmă, argumentul uneia dintre ei a fost ăsta. Păi dacă spui că Duhul Sfânt e o persoană, cum poate Duhul Sfânt să intre în cineva? Adică cum poate Duhul Sfânt să intre în mine? Și să înghesuia unul în celălalt, să zică, cum pot eu să intru în el? Că suntem două persoane. Și a zis, păi tot la fel cum scrie Evanghelia după Ioan în capitolul 1, că Iisus a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, cum poți să-l primești pe Iisus? Că și Iisus e o persoană, cum îl primești? De. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în El, li s-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Am avut o discuție mai lungă cu ei, au spus, au recunoscut că subiectul ăsta nu prea îl stăpânesc cu lucrările Duhului Sfânt, ci au zis, păstrăm legătura, le-am dat adresa mea de e-mail, m-am întors în țară, am mai trecut ceva timp și după un timp am primit un răspuns de la ei. Au zis că, într-adevăr, nu știu cum să își explice textele pe care le-am amintit, dar, totuși, învățătura lor e bună. Și a zis, dacă vreți să vă documentați, uitați, vă dau următoarele titluri și citiți cărțile. Să erau câteva cărți serioase despre Duhul Sfânt, despre persoană, Duhul Sfânt, despre darurile spirituale. Nu cred că le-au citit nici până în ziua de astăzi. Dar acum revin la punctul meu neapărat. E important să cunoaștem teologie, e important să cunoaștem învățătura Bibliei pentru a putea apăra învățătura asta în fața curentelor de tot felul și în fața ereziilor. Pentru că nicio generație, să știți că nu a fost scutită de învățături greșite. Practic, ce se întâmplă cu maturii lui Iacobă este moștenirea de aproape, știu, 1800 de ani de la învățătura lui Arie. Pentru că Arie era cel care a negat Dumnezeirea Fiului. Deci datoria noastră este să fim gata să dăm socoteală de credința care este pe noi. Erezia nu este generată doar de niște neînțelegeri doctrinale, ci este o amenințare care pune în pericol unitatea Bisericii creștine. Așadar, cuvântul opus ereziei este ortodoxia. Uneori o să auziți în institutul nostru, la orele de teologie, referire la ortodoxie. Și atunci
facem diferența între Biserica Ortodoxă, care e una, și Ortodoxia Învățăturii, care este pentru că Ortodoxia, în cel de-al doilea sens, are de a face cu învățătura corectă, da? Învățătura dreaptă. Și atunci facem diferența între Ortodoxia Învățăturii și Biserica Ortodoxă. Deci, haideți să vedem primul capitol așa, pentru că e un curs de introducere, primul capitol pe care o să-l parcurgem în cadrul teologiei sistematice, Bibliologia. Bibliologia este parte din teologia sistematică ce se ocupă cu perspectivele teologice asupra Bibliei, înțeleasă de Cuvântul lui Dumnezeu. Se ocupă cu problemele privind natura și caracterul Bibliei. Cum știm că Biblia constituie sursa primară a teologiei, Biblia conține revelația lui Dumnezeu și vorbește despre relația omului cu Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește despre sine, El se dă pe sine. Când Dumnezeu se adresează Domnului, El se jertfește, își dă viața sa, voința sa, celor ce primesc cuvintele Lui, într-o realitate ce depășește capacitatea noastră de înțelegere. Spuneam că atunci când Dumnezeu a ales să ne vorbească, ne-a vorbit prin două moduri clare. Prin cuvântul întrupat, care e Domnul Iisus, și prin cuvântul scris, care este Sfânta Scriptură. Cuvântul Biblie provine din grecescul biblion, care înseamnă carte, sul, și la plural, Biblia reprezintă totalitatea cărților Vechiului Testament și Noului Testament. Știți câte cărți are Biblia, da? 66. Știți ce carte din Biblia are 66 de capitole? Isaia. Știți câte cărți are Vechiul Testament? Cum? 39. Și Noul Testament? 26. Știți cam pe ce perioadă de timp a fost scrisă Biblia? 1500 de ani. Știți cam câți autori au scris? 40. Aproximativ 40. Gata, deja nu mai am ce să spun. Pentru că știm, Biblia este sursa infailibilă de transmitere a adevărului. Este curtea finală de apel. Este colecția de cărți inspirate de Duhul Sfânt. De peste 3800 de ori apare în Biblie formulări de tipul așa vorbește Domnul sau Domnul a spus. De asemenea, unii dintre scriitorii Bibliei au avut de suferit mult pentru că au proclamat Cuvântul lui Dumnezeu. Ne gândim la Ieremia, de exemplu, care a suferit atât de mult și a primit mesajul din partea lui Dumnezeu și viața i-a fost pusă în pericol. Care este diferența dintre Biblie și Scriptură? Biblia e întreaga mai mult decât Scriptura. Biblia e mai mult decât Scriptura. Scriptura se referă la scrierile Vechiului Testament, ori la asta se refereau înainte Scripturile. Da. Când Apostolul Pavel vorbea de Scripturi, se referea la Scripturile Vechiului Testament. Dar pentru noi e același lucru. Sunt termeni sinonimi. Asta e Sfânta Scriptură, dacă vreți. Și în același timp e tot Biblie. Dar au fost și frați care au înțeles că Biblia e una și Sfânta Scriptură e alta. Sau au fost credincioși ortodoxi de la sală care spun că preotul ne dă voie să citim Sfânta Scriptură, dar a zis să nu ne atingem de Biblie. Lucrurile sunt... N-au fost înțelese clar. Da? Știți? E același. Care e diferența care se găsește? Sfânta Scriptură înseamnă scriere sfântă. Da? E problemă de etimologie. Ai latină versus greacă. Da. Dar și etimologie. Și Biblia e sfântă. Da. Sfânta Scriptură și Biblia e... Nu dai că vine vreuna cu un argument. Nu mai zic seama. Deci, pentru creștini, Biblia este sursa infailibilă de transmitere a adevărului. Și acest lucru este dovedit prin afirmațiile directe din partea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat celor care au scris Biblia. Scopul central al Bibliei
este să-i conducă pe oameni la credința Mântuitoare în Iisus Hristos. Deci avem grijă atunci când vestim Evanghelia oamenilor, să nu ne lăsăm furați de mirajul acesta al intelectualismului, să vorbim despre, știu eu, pregătirea teologică a lui Pavel și să spunem ce om influent a fost el și să uităm să ne zicem oamenilor că ei sunt făcători și că trebuie să creadă Domnul Iisus pe viață veșnică. Acesta e mesajul și Apostolul Pavel spunea că noi să povăduim Evanghelia. Deci chiar dacă pentru iudei o fiice de potinire, pentru greci o nebunie, dar nu contează. Noi propovădim Evanghelia pentru că el este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Fie iudeului și apoi greci. Și asta e responsabilitatea, să cunoaștem și să proclamăm Scriptura. Să învățăm de la Domnul Iisus că El ne-a îndemnat, spunând cercetați Scripturile, pentru că în ele s-o potiți, aveți viață veșnică. Dar tocmai ele vorbesc despre ele. Așadar, la institut o să parcurgeți și o să învățați multe cursuri, o să dați multe examene, ceea ce e normal pentru o școală ca aceasta, dar vă rog să nu uitați. Prima trebuie să fie Sfânta Scriptură. Citiți Biblia. Învățați cursurile, dați examene, scrieți referate și așa mai departe. Sunt cursuri valoroase, importante, vă lăsesc perspectiva teologică. V-am recomandat și eu cărți de teologie sistematică. Citiți când aveți timp, dar nu uitați, citiți Biblia. Pentru că atunci când stau de vorbă cu oamenii, nu știu dacă sunt atât de impresionat de ce a spus Gruden sau Erickson. Dar când le spunem, uite ce scrie în Sfânta Scriptură, sau uite ce a zis Domnul Iisus, atunci cuvântul ăsta are putere să transforme viețile oamenilor. Deci să nu uităm. Sfânta Scriptură este importantă și trebuie citită, trebuie asimilată și apoi trebuie proclamată.